Basme în limba română. Cufărul zburător. Ce zi glorioasă a fost! Cu drumul glorios, piața glorioasă, gloriosul pridvor de aur. Așteaptă! Un pridvor de aur? Oh, aceasta este casa comerciantului bogat? Ah, ce pierdere ar fi dacă nu vă spun această poveste! Nu, nu este vorba despre comerciant, dar el este o persoană destul de importantă aici. Vedeți voi, comerciantul avea atât de mulți bani încât ar fi putut să paveze toată strada cu argint. Dar era un om înțelept și un om de afaceri inteligent. Știa cum să-și cheltuiască banii și cum să-i economisească. Comerciantul avea un fiu tânăr, pe nume Sven. Acum, Sven era un băiat leneș, leneș. Micul dejun! Mulțumesc! Bună dimineața, tată! Bună dimineața, fiule! Sper că ai dormit bine! O, da, am făcut-o! Cuvertura de pat de aur este mult mai bună decât cea normală. Deși cred că trebuie să scoatem aceste rubine, mă înțeapă. Sven, nu ai nevoie de o cuvertură de pat de aur încrustată cu rubine! Cui pasă, tată? Suntem bogați! De fapt, eu dau o petrecere pentru amicii mei astăzi. Tocmai ce am cumpărat unuia o barcă imensă și vom sărbători. Ai cumpărat o barcă pentru prietenul tău? Și eu îl sărbătoresc făcându-te pe tine să dai o petrecere? Ce fel de prieteni sunt aceștia? Mă iubesc! Ei cred că sunt cel mai bun. Te iubesc pentru banii tăi! Nu mai încerca să-i mulțumești pe toți, Sven! Nu te gândi la ce cred alții despre tine! Fă ce-ți place cu adevărat! Dar chiar îmi place să fac lucruri care îi fac pe alții să mă placă. Nu contează asta? Nu știu ce să fac cu tine! Oricum, ascultă, fiule! Am ceva important să-ți spun! Există un cufer vechi în pod! Acela nu e un cufer obișnuit, Sven? Crește acum! În curând vei moșteni averea mea! Toate acestea vor fi ale tale! Vreau o promisiune de la tine azi! Când eu nu voi mai fi, indiferent ce se întâmplă, nu da niciodată acel cufer! Înțelegi? Promitem, Sven! Da, tată, promit! Anii au trecut. Într-o zi tristă, comerciantul a murit. Sven era acum mare. Era foarte trist. În curând, era destul de în vârstă pentru a moșteni averea tatălui său. Ce? Am moștenit totul? Da, Sven! Ei moștenit toată bogăția! Asta înseamnă că toată bogăția tatălui tău acum îți aparține! Folosește-o cu înțelepciune, Sven! Dar înțelepciunea l-a părăsit de mult pe Sven. El a cheltuit în mod excesiv și inutil. A organizat petreceri în fiecare zi. În fiecare zi, casa lui era renovată. Arăta diferit în fiecare zi. Decorată cu cele mai scumpe antichități. Prietenii lui au fost impresionați, ceea ce l-a făcut pe Sven foarte fericit. Toți prietenii săi știau că Sven era acum foarte bogat și că putea să cheltuiască pe ce dorește. Dar toți prietenii lui știau și altceva. Sven avea un talent ascuns. Era un povestitor bun. Spunea povești cum nimeni altcineva nu putea. Ascultătorii săi au fost încântați de poveștile lui. Și apoi cerul a băut toată apa din mări și oceane și a făcut să plouă. Wow, bravo! Excelent! Ai făcut ploaie, Sven! Ai făcut ploaie, Sven! Vei câștiga o avere ca povestitor, prietene? Dar nu dețin deja o avere? Ei, bineînțeles că ai. Dar banii nu vor rămâne întotdeauna, nu-i așa? Nu va trebui să câștigi tot ceea ce cheltuiești? Nu strica cheful de petrecere acum, haide! Da! Haide! Haide! Să petrecem! Să petrecem! Treaba asta a durat săptămâni întregi. Da, doar pentru câteva săptămâni, pentru că în curând banii s-au terminat. Sven a început să-și vândă din antichități pentru a-și acoperi cheltuielile, dar nu s-a oprit din a petrece sau să cheltuiască pe prietenii săi. Apoi,
A venit o zi. Ești falit! Imposibil! Mai trebuie să am niște bani rămași. Patrick mi-a cerut o trăsură nouă. Sunt sigur că îi pot cumpăra măcar atât. Pot? Nu, Sven, banii nu mai sunt. Tot ce mai ai este dulapul, o pereche de papuci și acest cufăr vechi. Nu vei primi mult pe ele nici dacă le vinzi. Toți banii mei s-au dus. Nu am nici măcar o casă să locuiesc sau un pat în care să dorm. Au! Ce-i asta? O cheie? Acest cufăr gol are o cheie. Grozav! Ce? Ce? Visez? Am murit oare? Dar nu era un vis și Sven nu era mort. Acesta nu era un cufăr oarecare. Era un cufăr fermecat. L-a dus pe Sven în zbor peste mări și peste munți. Într-un final, cufărul a aterizat în tărâmul turcilor. Sven s-a dat jos de pe cufăr și s-a ascuns sub un copac. Apoi s-a plimbat prin piață. Acolo toată lumea purta halate și papuci, așa că nimeni nu l-a bănuit pe Sven. După ce a bântuit o vreme, a dat peste un palat. Oh, wow! Ce casă mare! Casă? Ești nou în această lume! Aceea nu este o casă, acela este un palat! Sultanul și sultana locuiesc acolo împreună cu fiica lor, prințesa! Prințesa? Da, desigur! Dar sultanul și sultana sunt foarte protectori cu ea! Nu lasă pe oricine să o cunoască așa ușor! Păi, cine are nevoie de permisiunea lor? Și a pornit să o vadă pe prințesă. Prințesa dormea. Era atât de frumoasă încât Sven stătea acolo și o privea. Adora să o privească cum doarme, dar nu pentru mult timp. Ah! Ce e? Tu cine ești? Oh, nu zbiera! Eu sunt Sven! Eu sunt un înger! Da, acesta sunt eu! Eu sunt îngerul cufăr al turcilor! Îngerul cufăr al turcilor? Ce-i asta? Un magician al vorbelor? Nu există așa ceva! Ba da! Eu sunt acela! Stau chiar în fața ta! Chiar dacă asta ar fi adevărat, ce te-a făcut să crezi că poți intra în camera mea fără permisiunea mea? Cum îndrăznești? Nu-mi pasă cine ești! Voi pune să fii arestat chiar acum! Nu! Te rog! Te implor! Îmi pare rău! Ai dreptate! Nu ar fi trebuit să fac asta! Ai milă! Încetează să te milogești! Spune-mi, cum ai ajuns aici sus? Oh, am zburat pe cufărul meu! De pe lună! Sunt niște cascade superbe acolo sus și lacuri, precum ochii tăi, în care gândurile tale înnoată ca niște sirene și fruntea ta este ca un vârf de munte nins! Nu-mi pot lua ochii de la tine! Spune-mi, prințesă, știi despre berzele care aduc copiii mici și drăgălași de peste mare? Oh, vai! Spui niște povești minunate! E minunat! Prințesă, vrei să fii soția mea? Poftim? Ce e în regulă cu tine? Tocmai ce n-am cunoscut! Am crezut că aveam un moment! Ah! Tu aveai un moment! Pleacă, acum! De ce nu mă pot căsători cu tine? Ți-au plăcut poveștile mele, nu-i așa? Cred că da! De ce nu vii mâine să-mi cunoști părinții? Ei iubesc foarte mult poveștile! Tatălui îi plac astea voioase și mamei îi plac cele cu o morală bună! Dacă vii cu o asemenea poveste, atunci mă voi căsători cu tine! Ah, asta îmi place! Ne vom revedea în curând, prințesă! Sven a zburat pe cufărul său înapoi în pădure. Și-a petrecut toată ziua și noaptea scriind povestea perfectă. Nu a mai fost niciodată atât de fericit. Nu a mâncat, nu a băut și nici nu a dormit. În curând a venit și ziua cea mare, a întâlnirii cu sultanul și sultana. A intrat în palat cu grație și entuziasm. Prințesa deja îi informase pe părinții săi despre îngerul cufărelor și excelența sa în povești. Nu mai aveau răbdare. Respectele mele pentru sultanul și sultana! Oh, bine, bine! Să începem cu povestea! Odată au fost chibriturile.
păreți noi aici? De unde sunteți? Noi suntem chibriturile. Venim din Marele Pin. Suntem mai bogați decât cei bogați. Ne permitam să rămânem verzi tot anul. Veneau păsările și trebuiau să cânte pentru noi. Apoi a venit tăietorul de lemne și n-a putut rezista tentației să ne aducă în lumea oamenilor. Nu dezaprobăm! Toată lumea trebuia să vadă cât de regali suntem. Suportul principal al familiei s-a transformat într-un vapor care poate naviga în jurul lumii la nevoie. Și am fost aduși aici pentru a aduce lumina oamenilor. Într-adevăr, ce poveste tristă! Familia a fost despărțită? De ce încercați cu disperare să ne impresionați dacă chiar vă place cine sunteți? Oh, vă rog, domnule, cutie de iască, ești invidios pe noi. Știm cu toții că nimeni nu vă va căuta acum că noi suntem aici. Ești bătrân, nu mai au nevoie de tine să aprinzi focul. Aș vrea ca viața mea să fie atât de interesantă. Cea mai irritantă parte este felul în care mă curăță. Mă mănâncă! Tot ce mă bucură sunt conversațiile pe care le am cu alții aici. Oh, nu toată lumea e la fel de norocoasă ca noi. Ar fi atât de impresionant și frumos să vă văd cum ardeți. Poftim? Nu spune asta? Ce lucru teribil să spui asta! Nu l-asculta! Nu e oribil deloc! Chiar arătăm frumos! Nu la asta m-am referit! Și apoi, brusc, o slujitoare a intrat în încăpere. Cu toții au amuțit dintr-o dată. A pus un vas pe cuptor și s-a uitat după ceva cu care să aprindă focul. Chibriturile sperau să fie ele cele alese, pentru că doreau să impresioneze pe toată lumea. Și asta s-a întâmplat. A ales grămada, le-a aprins pe toate deodată și le-a aruncat pe lemne. Și stelele mele, cum au scânteiat și au luminat! Ei au ars complet și morala este... Niciodată nu te da pe spate pentru a impresiona lumea din jurul tău. Fii tu însuți! Corect! Ce poveste minunată! Splendid! Absolut genial! Dragul meu, te poți căsători cu fiica noastră! Da, da, desigur! Aranjamentele vor fi făcute! Să sărbătorim! Și a fost într-adevăr o sărbătoare! Întregul oraș s-a aprins ca stelele pe cerul nopții. Oh, trebuie să mai fac ceva să îi impresionez! Ia să aprind și eu cerul! Fără să se gândească de două ori, Sven a umplut cufărul cu artificii și a zburat sus să le aprindă. Era frumos, dar dintr-o dată... Vai, nu! Vai, nu! Ce-am făcut? Nu mai pot să mă văd cu prințesa acum! Ah, aveau dreptate! Niciodată nu te da pe spate pentru a impresiona pe cei din jurul tău! Fii tu însuți! Sven a învățat o lecție importantă. A realizat că este cu adevărat fericit doar când creează povești și le povestește altor oameni. Nimic altceva nu îl făcea mai fericit decât asta. Nici banii, nici cufărul, nici prințesa. Așa că a mers mai departe și a făcut ce știa el mai bine. A devenit Sven Povestitorul.